Salutare tuturor pasionaților de narghilea și un an nou fericit! Eu sunt Cătălin de la Grizzly Hookah și ieri v-am povestit câte ceva despre Aroma Holster, dar când am înregistrat nu mi s-a auzit sonorul, așa că vă povestesc și astăzi aceleași lucruri despre Aroma Holster. Nu am reușit să găsesc foarte multe informații despre această aromă, așa că asta e cam tot ce am aflat. Holster e o firmă germană de arome de narghilea care în producția lor folosește frunza de totun Virginia și aromele lor sunt fabricate în aceeași fabrică cu cele de la Nameless, Ouse și Almasiva. Și dacă ați mai fumat unul dintre aceste branduri, o să vedeți că cutia în care vin, cel puțin cea cutia de 200 de grame, este exact la fel. Așa se deschide, un capac moale. Și o să aibă aici sus o folie de staniol, cred, și care protejează melasa să nu iasă afară în timpul transportului. Ieri când am filmat pentru prima dată acest videoclip, am pregătit creuzetul într-un mod în care l-am văzut pe pagina celor de la Holster pe Instagram. Și astăzi o să fac exact la fel, o să folosesc același creuzet, aceleași arome, aceiași cărbuni, aceeași narghilea nubii pe care o voi folosi la fiecare review pe care am să-l fac la aromele de narghilea. Singura diferență e că în loc de sită și staniol, voi folosi un HMD cube. Ieri când am folosit doar Kiwi Punch, astăzi o să fac un mix din cele două pentru că le-am mai mixat împreună și e un gust foarte plăcut. Ok, așa arată la final. Este un creuzet Bengala Nano Avatar, iar am ales să folosesc acest creuzet deoarece și cei de la Holster au câteva creuzete care sunt produse în colaborare cu cei de la Bengala. Mă duc să iau cărbunii și să vedem cum se comportă aroma. Creuzetul e sus, cărbunii peste el și până se încinge creuzetul vreau să vă zic că Holster e o aromă care mie chiar îmi place, deși astea două sunt singurele arome pe care le-am fumat de la ei, 100% o să mai îmi iau și vă sugerez când o să fumați, dacă o să fumați, să folosiți un creuzet de tip funnel, deoarece au foarte multă melasă și acestea vor curge prin narghilea jos până în vas dacă veți folosi un creuzet clasic. Și acum, prin puterea lui Sony Vegas, fast forward! Ok, s-a încălzit deja creuzetul, câteva minute, foarte repede se încălzește, îmi place foarte mult. Acum despre aromă, gustul se simte foarte puternic. De exemplu, mi se pare că se simte mai bine gustul aromelor Holster decât celor de la Adalia. Spre exemplu, am fumat atât kiwi cât și cactus și de la Adalia și pot să zic că mai mult îmi plac cele de la Holster. Fum sau abur. Scoate foarte mult. Și cam atât a fost pentru astăzi. Mersi mult că ați avut răbdare să vă uitați la mine. Vă recomand din suflet, măcar să încercați odată, dacă nu să aveți regulat în stocul vostru câteva arome de la Holster. Merită, nu sunt foarte scumpe. Mai greu de găsit în România, dar sunt anunțuri pe OLX de la mulți care am văzut, care aduc, au început să se aducă. Eu sunt Cătălin, dacă vă place ceea ce fac, puteți să-mi dați un like, un subscribe și un share la prieteni să vadă și ei. Și vă mulțumesc că aveți grijă de voi!
Ciao!